Bună ziua, stimați prieteni! Vineri, live, răspund la întrebările dumneavoastră. Întâi trei subiecte, subiectele săptămânii, eu cred că toți le cunosc, recensământul, referendum și foarte multe întrebări am ce se întâmplă în Găgăuzia, Maia Sandu, Pentufari, ce caută pe acolo. Deci, succint, dragi prieteni, mă opresc la aceste trei subiecte, după care aștept întrebările dumneavoastră, care obicei o să răspund scurt, clar, și în jumătate de oră, cred că scurt, ca să fie înțeles tuturor. Hai să începem cu recensământul. Eu nici nu am așa să o apreciere, ca să spun într-un cuvânt, ce idiotism. Nu, eu cred că idiotism, bred, cum doriți. Este chestionare pentru acest referendum. Că eu am cu băietul ăsta care filmează. I-am citit niște întrebări din recensământ. Am deschis site-ul la statistica.gov despre clădire. Din ce material e construită clădirea? Din ce material este acoperită clădirea? Și așa mai departe. Mergi mai departe la chestionarul personal. Unde dormeai pe 7 aprilie? Anul curent. Nu întreabă cu cine dormeai. Interesant și asta. Dar, bine, nu. E de râs, dar e de plâns. Și că câteva sute de întrebări de acestea sunt incluse în acest referendum. Nu, e mai mult seamănă cu un interrogatoriu. Asta e interrogatoriu, apropo, ceva similar cum a fost la mama acelui judecător care din Italia a lucrat și trebuie să spună unde a lucrat la negru, la ce bătrâni, pentru ca să asigure studiile copilului său. Dar eu când am citit aceste întrebări, sincer, nu glumesc, și ieri am spus-o și în ședință de judecată, m-am amintit de procurorul care investigează cazurile mele. Adică întrebările procurorului Iarmaliuc și întrebările de la acest chestionar sunt din aceeași casă, de care. Jurnaliștii știu că ei participă la instanțele, la ședințele de judecată, veniți. Și când trăsnește o întrebare, chică jos și judecătorii, și jurnaliștii, și apărătorii mei. Apoi că ne-am pare că de al de Iarmaliuc o să sunt întrebările pentru acest recensământ. Oameni duși cu plută. Nu, altfel cum se explici? Așa întrebări. Mă deranjează altceva, că pe acest recensământ se vor cheltui peste 200 de milioane de lei. Din ce văd, foarte activ, foarte insistent, se promovează ideea unionismului și românizării la toate posturile TV, că uite, trebuie să ne declarăm români, că asta e unica șansă și e foarte important. Eu cred că acest referendum este următorul, este un instrument în schemele ideologice și geopolitice ale guvernării sorosiste ale Maia Sandu. El nu este întâmplător acest recensământ, dragi prieteni, dragi concetățeni. El are un anumit scop. Eu cred că scopuri sunt câteva. În primul rând, scopul. Și vor desena că în Republica Moldova trăiesc românii și dacă la ultimul recensământ sau la unul din recensământele din ultimii ani 65-70% se declară moldoveni și vorbesc limba moldovenească, ei vor prin acest recensământ care să fie falsificat, cu așa întrebări nu e clar, să spună că aici trăiesc 80-90% de români. Pentru ce se face lucrul ăsta? Pentru că atunci, dacă va apărea necesitatea de a vorbi despre aceasta mai departe, dar ei pregătește populația către lichidarea statului, că prima spun, da, uite, dar recensământul a arătat că 80-70% sunt români, care e problema? Nu nicio problemă. Deci trebuie să luăm decizii cu tare. Asta este un scop. Și el este evident din ceea ce vedem noi în întrebările care se pun și modalitatea cum se face. Al doilea scop, eu cred că ține de lista alegătorilor. Uitați-vă, deschideți site-ul cecului, eu dimineața l-am deschis încă o dată, și acolo la ultima dată, și de 5 iunie 2023, numărul de alegători este 3.393.000 de alegători.
Eu cred că acesta ce însemnând va arăta că noi avem mult mai puțin oameni în țară și probabil și mai puțini alegători. Cu toate că alegători sunt și în afară țării. Dacă după acesta ce însemnând o să vină cecul cu ideea și o să spună, uite, haideți lista alegătorilor să fie 3.300.000, dar să fie 2.500.000. Atunci se va adeveri că unul din scopurile este ca să asiguri quorumul minim pentru referendumul Maia Sandu. Eu îți vorbesc acum ce înseamnă mai departe la subiectul referendum. Pentru că pentru referendum lor le trebuie numărul alegători să fie mai mic. Ca să fie quorum ieșire la vot, ca referendumul să aibă loc. Deci, al treilea, ăsta e doilea scop, al treilea scop, ei vor să colecteze baza de date despre noi toți. Unde va fi utilizată această bază de date? Pentru că întrebările acolo sunt foarte detaliate. Vin la tine acasă, în afară de unde ai dormit, întrebările astea stupide, 7-8 aprilie anul curent, stupide cu totul. Dar mai departe vin întrebări, cine locuiește? Toate datele IDNP-ului, telefonul, datele de pașaport, telefonul la cei care locuiesc în această locuință. Unde se vor duce aceste date? Cine le va utiliza? Le vor utiliza oare activiștii pasului pentru alegerile prezidențiale și referendum? Eu sunt sigur că da. Deci acest recensământ, în opinia mea, este un act antidemocratic, dacă doriți, un instrument de propagandă împotriva cetățenilor Republicii Moldova. Cum trebuie să procedăm noi atunci când vor veni? În primul rând, ilegal, anticonstituțional, ei au pus și o amendă pentru cetățeanul care nu vrea să răspundă. Sau nu poate să răspundă. Apropo, noi vom ataca în judecată. Noi considerăm că cetățeanul este în drept să decidă vrea sau nu vrea să participe la acest recensământ. Vrea să răspundă la toate întrebările sau nu vrea să răspundă. Este dreptul omului, este dreptul cetățeanului consfințit în Constituția Republicii Moldova. Deci, în primul rând, eu consider cetățenii, dacă nu au dorință, să nu participe la acest recensământ. Într-al doilea rând, în special pe subiecte de naționalitate, pe alte subiecte, eu vă recomand să nu vă temiți să vă identificați așa cum v-ați identificat tot timpul. Moldoveni, vorbiți limba moldovenească. La mine vor veni, eu vă spun acest lucru și eu sunt sigur că la bună parte din prietenii mei ar fi același răspuns. Vom vedea ce va urma. Am văzut critici enorme din partea tuturor. Și celor care susțin pasul, și celor care nu susțin pasul. Toți înțeleg că este o greșeală acest recensământ. Dar Maia Sandu, având scopurile sale politice, merge mai departe. Al doilea subiect, referendumul. Tot săptămâna aceasta au fost făcute publice unele detalii, proiectul de lege referitor la referendum. În primul rând, ce am înțeles noi? Câteva lucruri. Primul, că se planifică referendumul și înseamnă că și alegerile prezidențiale pe data de 20 octombrie, noi discutăm 20 sau 27 octombrie, e ca în proiectul de Constituție sau proiectul de modificare a Constituției, a referendumului se vede data de 20 octombrie. Într-al doilea rând, se reconfirmă ceea ce am spus noi anterior, că prin acest referendum de modificare a Constituției, se dorește ca o parte a suveranității Republicii Moldova să fie transmisă de la Chișinău la Bruxelles. Acolo scris expres referitor la tratatele UE, care automat devin necesare și în Republica Moldova. Legile aprobate la Bruxelles de LGBT, de exemplu, de vânzarea terenurilor, de lichidarea, de punerea cotelor la producerea, n-ai drept să produci mai mult atâta struguri sau n-ai drept să stai porc o casă de Crăciun și multe alte legi. Ele devin automat legi constituționale în Republica Moldova. E că asta e scris în proiectul de lege care l-a înaintat Maia Sandu. Asta înseamnă cedarea suveranității statului Republica Moldova către alte instituții. Ia ca ce se dorește prin acest referendum. Nu integrare europeană doar așa, care încearcă să vă ducă în eroare. Asta e cedarea suveranității statului. Pentru astfel de cazuri de cedare a suveranității, Constituția Republicii Moldovei prevede foarte clar că astfel de decizii se iau de 50% plus un vot din numărul total de cetățeni ai Republicii Moldova.
Adică din 3.300.000 de alegători, trebuie pentru aceasta să voteze 1.651.000 de alegători. Vine 700.000. Nu să iasă la vot, să voteze pentru. Ce face mai sunt? Modifică legea și face quorumul doar o treime, nu 50% plus 1 pentru din total alegători, dar o treime să iasă la vot. 33%. Dintre care doar jumate, adică 16,5%, să voteze pentru cedarea suveranității statului Republica Moldova către Bruxelles. Spuneți, vă rog, toți cei care sunteți și pentru integrare europeană, eu sunt tot pentru relații bune cu Europa. Oare chestia asta e normal? Că noi automat cu 16% din cetățenii Republicii Moldova, tot cadrul legislativ a celor care noi nici nu participăm în asta, la Bruxelles, care se aprobă, automat devine lege în Republica Moldova. Eu cred că aceasta este trădare de țară. Aia că aceasta este trădarea intereselor naționale. Evident că noi vom fi categoric împotriva acestui referendum. De ce suntem împotriva Uniunii Europene sau împotriva parteneriatului cu UE sau împotriva integrării europene? Noi suntem împotriva acestei abordări banditești de trădători care vor să implementeze prin acest referendum. Cum vom proceda? Sunt două modalități. Sau să nu luăm acest buletin, adică să nu participăm la referendum, sau să-l luăm și să votăm împotriva. Eu cred că dacă opoziția își va consolida eforturile, atunci poate să facă așa ca acest referendum să nu treacă. Și aici o să trebuiască să decidim ce este mai simplu, ce este mai ușor. Să chemăm oamenii să nu ia buletinul. Și aici vă spun, din cifrele de la ziua de astăzi, Maia Sandu îi trebuie la acest referendum să participe 1.100.000 de cetățeni, dintre care majoritatea votează pentru cum vrea. Păi că dacă noi boicotăm și noi toate forțele de opoziție chemăm alegătorii noștri să nu ia buletinul, dar de obicei la vot este 1.500.000 și noi dacă îi convingem 500.000, 600.000 să nu ia buletinul, acest referendum nu are loc. Asta e mai simplu să-i convingem sau să-i convingem să facem quorum pentru referendumul Maia Sandu și să votăm împotriva. Noi acum o să decidem, eu vă spun opinia mea personală. Eu consider că este mai simplu să boicotăm, să nu luăm buletinul de vot. Dar vom discuta cu colegii noștri din fracțiuni, cu comuniștii, toți împreună, trebuie să luăm o decizie în acest sens. Dar, repet, dacă opoziția își va consolida eforturile, noi vom convinge alegătorii noștri care sunt mai mult de 500-600.000 și asta este suficient ca acest referendum să nu aibă loc. И третий вопрос уже, я скажу на русском, здесь уже поступает, кстати, очень много вопросов от вас, коллеги. Ого, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Уже восемь вопросов есть. Но давайте я чуть-чуть про Гагаузию. Во-первых, визит Майи Санду в Гагаузию. Ну, такого позора я не помню ни одного президента вот за последние там, 10-15 лет. Ну, про Тимофти я не говорю, но я не помню, если он был в Гагаузии хоть раз. Но до Тимофти все президенты, ну, у них был какой-то диалог с Гагаузией. Ну, я, к примеру, каждый месяц находился в Гагаузии. Председатель Народного собрания Гагаузии, он не был из партии социалистов, мы общались, я был на заседаниях Национального собрания Гагаузии. Меня критиковали, я отвечал, кто-то был согласен, кто-то не был согласен. У нас не было у социалистов большинства в парламенте Гагаузии, давайте так назовем. У нас было общение и с Башканом, и со всеми там, с народом, мы общались, ходили по рынкам. Но прятаться в кустах, загнать сотни, я не знаю, может быть, тысячу полицейских для того, чтобы сделать селфи в Камрадском университете, пригласить на встречу только трех мэров городов, не сел, а городов. Кстати, наш мэр-социалист там был, потому что был единственный, который критиковал там Майю Санду. Два других мэра городов, наш мэр из Вулканишта, он спросил наше мнение, я сказал, что нужно пойти и высказать лицо все, что мы о ней думаем. И так и было. Почему это происходит? Потому что Майя Санду изначально, и это ее характер, она выступает против тех регионов, которые голосовали не за нее.
Она выступает против Башкана Гагаузии, против Гагаузского региона автономии. Она выступает, кстати, против кишиневцев, потому что они проголосовали за Чебана. Она диктатор, который не сможет и не хочет наладить отношения с другими людьми, которые есть другое альтернативное мнение. На фоне этого, конечно, регионы пытаются выжить. Выжить как? Они пытаются выжить тем, что пытаются как-то экономически, как-то политически находить выход из ситуации. Что сделало руководство Гагаузии? Оно обратилось напрямую в Россию. Мы видим критики из Кишинева. Я не буду сейчас защищать или кого-то там гнобить. Но когда руководство Кишинева не хочет общаться с кем-то из-за своих узких геополитических интересов, в данном случае с Россией, регионы в обход центральной власти Кишинева будут налаживать отношения с Россией. И это произойдет обязательно. И мы видим, что Россия принимает Башкана, и видим, что для Гагаузии открывает рынок там, для вина, для фруктов, для овощей. Я хочу предупредить центральной власти Молдовы, Майсанду. В ближайшее время так будут поступать большинство регионов Республики Молдова. Не только Гагаузия, завтра другие районы, где есть руководство не ПАС, они могут пойти договориться напрямую с Россией, чтобы им открыли рынок. Вот к чему вы привели ситуацию в нашей стране. Вас никто ни во что не ставит. Вы президент ваших ярых сторонников из Бухареста, из Брюсселя. Вы не президент страны, вы не президент народа Республики Молдова. Вас не признают, потому что вы их ненавидите, наших граждан. И вот эта децентрализация, если хотите, которая губительна для Республики Молдова, к сожалению, будет дальше происходить. Регионы начнут потихонечку выстраивать свои отношения, внешние отношения, внутренние, и не будут смотреть на то, что делает центр. К чему это может привести? Это очень опасная тенденция, Майя Григорьевна и представители ПАС. Чем больше вы кричите и орете, и принимаете закон о сепаратизме, тем хуже вы делаете. Вы должны срочно сесть за стол переговоров и учитывать позицию и мнение тех, которые являются вашими оппонентами. Вы должны наладить диалог с руководством Гагаузии. Вы должны признать Башкана, потому что его избрал народ Гагаузии. Даже если вам не нравится, и мне может не нравиться, но это выбор народа, его нужно признать. Вы должны общаться со всеми на Западе и на Востоке, и тогда к вам люди будут относиться по-другому. Вы, к сожалению, этого еще не поняли, не осознали. И проводите дальше вашу губительную политику, которая идет на ликвидацию Республики Молдова. Шио конклюзия фортис курте колегила чести трей субъекти, шперма респондула интерберли дневастр. Инженерал, де чис фачите? Чис интемпл? Eu cred că recensământul referendumul sunt elemente a unei strategii foarte bine gândite. Ele nu sunt întâmplătoare. Recensământ strâng datele și vor să datele astea cei mai mulți români. În referendum lichidează legislația Republicii Moldova și spun că legile din UE sunt mai sus ca legile noastre suverane. Păi că aceste două acțiuni sau aceste două instrumente, paralel cu militarizarea Republicii Moldova, cu exerciții militare, sară americane, parașută în nordul țării, cu românii. Toate acestea sunt elementele unui singur scenariu. Scenariu de lichidare a Republicii Moldova și de apariție aici a trupilor NATO. Maia Sandu ne duce pe scenariul lichidării statului Republica Moldova și războiului pe acest teritoriu. Eu nu mai tem de aceste cuvinte. Logica la tot ceea ce se întâmplă este aceasta. Mai puneți aici suplimentar declarațiile premierului României, care spune că da, noi vrem unirea, asta e pământul nostru. Mai puneți pofta în cui, domnule prim-ministru. Asta e pământul nostru, nu e vostru. Și că o să mai punem întrebare a cui și unde și ce pământ, dacă ați trebuiască. Eu am spus, suntem vecini, suntem frați, aici nu suntem mari, ci proc.
Eu înainte credeam că ei au mai multă înțelepciune, partenerii noștri români. Eu înțeleg că ei să bagă în alegeri europene, prezidențiale, dar Moldova este stat independent, suferan. Da, sunt niște vremincicii, niște temporari în fruntea țării, cetățeni de voște români care voi îi controlați și îi ghidați. Dar noi, cetățenii acest stat, nu vom permite. Nu vom permite acest lucru. Dar acest scenariu este bine pus la punct. Uitați la televiziunile care promovează guvernarea. Uitați să spun analiștii lor. Boțan, Igor. Să spun, dar nu a fost așa de reunire în 1918. Au fost bunișoară. Adică zeci de mii de moldoveni omorâți atunci. Jandari români în centrul țării noastre. Răscoala de Tatarbunar și multe altele. Dar nu a fost nici așa rău. Dar care problemă? Păi că toate chestiile astea nu sunt întâmplătoare. Este elementele unui plan foarte bun pus la punct. Și pe fundalul ăsta, stimați prieteni moldoveni, lideri partidelor de opoziție, încercăm să vedem cine e mai tare, cine e mai mare, cine e candidat, cine nu e candidat, că ăsta nu e bun candidat, că este rău candidat, că este candidat care îi place lui Maia Sandu. Dar poate ajunge. Noi încercăm să ne măsurăm la cine e mai mare și mai tare, dar de aici uite ce fac ei. Ei pregătesc lichidarea țării. Și dacă noi nu o să înțelegem lucrul ăsta, paralel cu militarizarea, noi o să înțelegem pentru ce se întărește armata. Pentru că nu o să fie pus scenariu după recensământ, după referendum, că sunt aici 90% de români. Și unele regiuni o să spună, dar noi nu suntem de acord, păi lor le trebuie o armată puternică împreună cu români, cu americani. De ce? Ca pe cei nemulțumiți? O să-i pui la punct prin armată. Este un pas către război civil în interiorul țării noastre. Maia Sandu, liniștiți-vă ambițiile voastre și a celor care vă conduc. Opriți-vă. Nu o să o terminați cu bine. Noi ați jurat pe Constituția Republicii Moldova. Ultima dată. Înainte de asta ați jurat Constituția României, când ați primit cetățenia României. Dar în calitate de președinte a țării ați jurat pe Constituția Republicii Moldova. Ceea ce faceți dumneavoastră este împotriva Republicii Moldova. Împotriva poporului acestui stat. Acum câteva întrebări. Colegii ne-au luat prea mult timp aceste trei teme, dar mă stăruie repede. De ce ne apropie guvernarea PAS de NATO? De ce cheamă tot mai mulți oameni în centrele teritoriale de recurs? De ce e că Maia Sandu, în procesul de lichidare a țării și de unire cu România, înțelege că mai mulți oameni, dacă conform sondajelor 60-70%, sunt împotrivă? Și că atunci când oamenii se vor răscula, dar aceasta va fi inevitabil. Inevitabil. Dacă Maia Sandu duce la unirea cu România, oamenii se vor răscula. Păi e că ei trebuie NATO să ne pedepsească pe noi pe toți. Dar lucrul ăsta nu va trece. Lucrul acesta nu va trece. Au mai fost încercări de astea. Nu știu cum s-a terminat. Dmitrie Smailovski, Игорь Николаевич, если вы со следующей недели придете к власти, первое, второе и третье, что вы сделаете? Стоит ли им мстить? Спасибо, хорошего дня. И второй вопрос. Недавно на одном ТВ «Реалитате» ведущая заявила в интервью с Чебаном, что тут живут не молдаване, а бессарабские румыны. Вопрос, что с такой ведущей делать? Дмитрий, ну, во-первых, если мы придем к власти, давайте не если, а когда мы придем к власти, я думаю, что есть три важных момента, которые нужно заняться. Первое. Отменить все антисоциальные законы, которые они приняли. То есть это социальная политика. Мы знаем, что нужно сделать, мы это делаем. Второе, параллельно с этим, потому что для того, чтобы платить людям нормальные деньги, нужно разобраться в экономике. Они приняли кучу разных законов, которые мешают развитию экономики в нашей стране. Поэтому и закрывается бизнес, поэтому и уходит. И третье, конечно, это внешняя политика. Нам нужно срочно наладить отношения с Востоком. Мы не будем закрываться от Запада. Мы не будем останавливать некоторые отношения, соглашения с Западом, с Европейским Союзом, с другими. Но мы обязательно сбалансируем эти отношения, которые у нас сейчас есть с Западом, сбалансируем с отношениями на Востоке. Мы вернем стратегическое партнерство с Востоком. И здесь не только Россия. Здесь и Китай обязательно, с которым сейчас никто не хочет общаться. Это в целом СНГ, это Евразес. Мы имеем статус наблюдателя. Мы должны будем все это исполнить. Это будет очень непросто.
Потому что Майя Санду все разрушила. Людей нету в министерствах. Людей нормальных в министерстве не осталось. Нужно подобрать кадры. Да, у нас есть потенциал партии социалистов. Но нужно все это сделать, и мы это сделаем. Ну, с этой ведущей, которая говорит, что Румыния, ну, это не только она. Когда-то говорят первые лица государства, что остается этим ведущим. У нас в Молдове живут молдаване. Как сделать так, чтобы все об этом говорили? Ну, только другая власть. На днях социалисту Максиму Марашан запретили въезд в Румынию. С чем это связано? Что вы думаете по этому поводу? Это связано с борьбой между Марашану и руководством Бельцин, а там клан Усатова. Максим Марашану в муниципальном совете Бельцин является руководителем комиссии по внешним отношениям, налаживание каких-то братских соглашений с другими городами вне Молдовы. И он поехал, насколько я знаю, мы общались, наладить отношения с какими-то городами в Румынии. Что сделал Усатый Петков? Петков в тот же день был в Румынии, там подписывал какое-то соглашение с каким-то городом. Позвонили своим братьям, сказали, слушайте, запретите. Ну вот как поступают. Наши так называемые, которые выдают себя за большими оппозиционерами в Молдове. Никакие они не оппозиционеры. Они просто прислуги, пасы Майи Санду. И это еще один пример. Мы справимся с этим. Я думаю, что мы разберемся и будем дружить со всеми. Но это конкретный пример, что происходит. Костина Галина. Игорь Николаевич, доброе утро. Скажите, войны не будет? Ведь Майя Санду предпринимает такие шаги, что начинаешь задумываться. Ведь эти кураторы из Америки уже не только дают указания, что делать, они уже нагло лезут в нашу страну, нравится нам это или нет, что происходит, что-то нехорошее. Галина, давайте вот на этот вопрос я даже уделю больше времени, потому что очень много вопросов по поводу войны. Война может быть только при власти Майи Санду. Я объясню. Майя Санду ведет страну к войне. Вот ее сценарий, ликвидация Республики Молдова, учение с НАТО, то, что она делает против Гагаузии, Приднестровья, в Приднестровье экономическая блокада, в Гагаузии, вот, видите, вот действия последней недели. Это все приводит к чему? К разжиганию ненависти в стране. Майя Санду ведет страну по этому сценарию. Это ее сценарий или это сценарий ее кураторов? Ну, мне неизвестно. Хотя нутро, видение Майи Санду именно такое. Вот то, что она делает сейчас, я ее хорошо знаю. Поэтому я предупреждал на выборах президента 4 года назад. Не делайте ошибок. Ну, люди выбрали. Ее нутро, ее видение такое. У нее низко, ярое, антироссийски направлено. Боится своих граждан. Она боится общаться с гражданами. Ненавидит оппонентов и чужое мнение. Она будет разжигать ситуацию в Республике Молдова для того, чтобы сохранить власть. Я надеюсь только на одну. На мудрость наших западных, да, вы не ослушались, и восточных наших партнеров. От них сейчас зависит очень много. Вот сегодня утром я давал интервью одному российскому журналисту, он говорит, слушайте, Игорь Николаевич, а может там Гагаузия попросит военной помощи у России? Знаете, на что я ответил? Я сказал, что категорически этого делать не надо. Потому что как только какие-то регионы у нас начнут просить помощь на Востоке, 100% найдутся регионы, которые будут просить помощи у Румынии и американцев. К чему это приведет? Мы станем полигоном военных действий. Вот Майя Санду к этому ведет. Еще раз, специально или нет, с ведами кураторами, или это ее нутро, мы увидим в ближайшее время. Нам не нужно этого. Мы нейтральная страна. Мы сами разберемся внутри страны. Мы сами должны сохранить нашу страну. Мы должны исходить из наших национальных интересов. Майя Санду это не понимает, и она не поймет, к сожалению. И поэтому это еще один аргумент, почему мы от этой власти должны избавиться как можно быстрее. Так, следующий вопрос. Ирина, в Афи, оно чисто парада, антимайшно май. Ирина, антимай на эти депашты, предка, ну, есть коррект сфачивной парады. Это ман саптамына патимнор, саптамына на эти депашты. Дарно май ласи гур в Афи параду.
Eu vă invit pe 9 mai pe toți la parada Marșul Victoriei, care va avea loc, ca de obicei, din centru până la memorial. Сергей Питер, Додон, как относишься к России? А как я отношусь к России? Как к дружеской, братской стране? К стране, которой мы должны вернуть стратегическое партнерство? Вот я на прошлой неделе был в России. Я считаю, что нынешняя власть, то, что делает по отношению к России, это губительно для Молдовы. Я считаю, что стратегическое партнерство с Россией – это плюс для Республики Молдова. Я считаю, что по многим вопросам национальный интерес Молдовы и России насчет Молдовы он примерно тот же. Вот мы хотим укрепить страну, объединить страну. Я знаю, что Россия то же самое хочет. Укрепление государственности нашей страны. Вот мы хотим, чтобы мы были молдаванами, чтобы язык молдавский и так далее. Я знаю, что и наши партнеры так хотят. Поэтому как я отношусь? Стратегический партнер и братский народ. Адриан Кучер, так и вине партиду восла кондучи, че сигуранцин датского фипачи сперка уса респонза. Адриан, да кум сно респонда? Кари сигуранца кува фипачи? Сигуранца есть урматуаре. Рушей, кум спуни май санду, не спери, ка рушей, а сви на центре Молдова, но центре рушей Молдова. Я кава спун, со челишти ла гувернаре, но центре нич рушей, нич Румынии Молдова. Май санду ла гувернаре, о центре тей Румынии, шо си провач пи рушей. Și aici se înceapă poligon. Ia care e diferență? Dodon și socialiștii o să stea pe interesul național, o să insiste pe interesul național, Maia Sandu să insiste pe interesele curatorilor. Pentru că este nu, cetățen și altul stat și alte are alte scopuri. Este foarte simplu. Asta că ea, că dacă și Dodon, socialiștii, să atace Ucraina, n-a să mai atace Ucraina, pentru că Ucraina dacă atacă devine agresor. Acum Ucraina spune că Rusia e agresor. Imaginați-vă că Ucraina atacă Republica Moldova. Atunci din jertfă se transformă în agresor. De ce? N-o să atace. România, dar cu ce ocazie să vede românii cu așa? Tot devine agresor. Și atunci dezleagă mâinile la alții. Rușii, dacă ajung mai aproape de noi, că tot zic ea, că să ajungă rușii și nu știa și. Dar pentru ce le trebuie să se bage în Republica Moldova? Pe dânșii tot globul pământesc îi consideră că sunt agresori împotriva Ucrainei, din cauza la ce se întâmplă acolo. Locile trebuie să fie agresor și în Moldova? Eu sigur că nu. De ce unica garanție că să fie pace, asta trebuie să vină alții, următoare, sau opoziția, noi, la guvernare. Cu Maia Sandu pace nu o să fie. Să țineți minte ce vă spun. Cu Maia Sandu și cu PAS, inevitabil ajungem la conflict în Republica Moldova. Maia Sandu ne duce pe calea războiului. Și ceea ce face ei în ultimul timp cu militarizarea, cu NATO, cu Românii, cu tot, conflictul cu Transnistria, cu Găgăuzia, el face intenționat, anume, în acest scop. Eu cred că noi să reușim să evităm acest lucru. Eu mizez pe înțelepciune. În primul rând, americanilor acum nu le-i din noi, au alegerile lor, europenii au alegerile lor, românii au alegerile lor, prezidențiale și locale și parlamentare. De ce? Eu cred că, eu vreau să te finalizez pe o notă optimistă. Dragi concetățeni, eu totuși sper în pace. Sper că o să fie pace. Noi să facem tot posibil pentru aceasta. Eu ca și dumneavoastră am copii care duc la școală în fiecare dimineață, ca azi dimineață am la școală, seara eu de la școală. Maia Sandu asta nu are, e tot una. Dar noi cu dumneavoastră vrem să fie pace și liniște în Republica Moldova. Și așa doresc marea majoritate cetățenilor. Păi haideți să ne unificăm forțele. Pentru a asigura pace în Republica Moldova. Eu vă mulțumesc, o zi bună și cu Doamne ajută!